Frați și surori, în continuare vrem ca să ascultăm un psalm. Voi citi cu ajutorul Domnului psalmul 34 și vom veni într-o rugăciune înaintea Domnului. Te vom ruga ca Domnul să binecuvânteze în dimineața aceasta fiecare frate, fiecare soră, fiecare ascultător al cuvântului lui Dumnezeu. Și dorim ca Domnul să ne asculte rugăciunile noastre, cererile noastre, cântările noastre de laudă, poeziile, să ajungă la tronul de milă și de îndurare a Domnului și Domnul să-și facă mai departe lucrarea în viețile noastre și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ne vom ruga și pentru frații și surorile care nu sunt împreună cu noi, care în dimineața aceasta nu au putut să vină din diferite motive, pe la servici, prin călătorie, prin familie. Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt. Ne rugăm pentru cei care ascultă cuvântul Domnului, Domnul să cerceteze fiecare inimă și să lucreze la fiecare inimă în parte, să pună în noi un duh de rugăciune și cuvinte de rugăciune. Și de multe ori, așa cum spune cuvântul Domnului, noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul ne ajută și ne rugăm în dimineața aceasta ca Duhul Sfânt să pună în gura noastră cuvinte de rugăciune și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Citesc din Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte și nenorocit și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și de foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit. Amin. Frați și surori, așa cum ne-a îndemnat psalmistul în dimineața aceasta, prin cuvintele acestea care le-am ascultat, Domnul să ne binecuvânteze pe toți, ca să putem să ne apropiem de Dumnezeu cu o viață sfântă, cu o viață curată. Și spune aici, cine este omul care dorește viața? Și cred că fiecare din noi dorim viața și mai mult decât viața aceasta pământească, dorim viața veșnică care Domnul Iisus a spus că ne-a pregătit un loc acolo unde este El să fie și slujitorii Lui. Dorim și noi să avem viața veșnică și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să putem ajunge cu toți în Împărăția lui Dumnezeu. Și apoi spune aici, omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu cu toți, împreună să fim stăpâni pe gura noastră, pe vorba noastră, pe limba noastră, deși mădularele acestea sunt niște mădulare mici, dar așa cum spune Apostolul Iacov, limba despre limbă, când vorbește, spune că aprinde o pădure mare. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca mădularele noastre să le punem în slujba Domnului și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Și apoi
Spune, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Și apoi, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechii lui iau aminte la strigăte lor. Frați și surori, dacă ne punem viața în rânduială, dacă căutăm să avem o vorbire după voia lui Dumnezeu, o umblare după voia lui Dumnezeu, atunci când vom striga către Dumnezeu, spune că ochii lui sunt îndreptați asupra noastră și El privește spre noi și ne va asculta rugăciunea. Deși dorim să venim înaintea Domnului în dimineața aceasta printr-o rugăciune de mulțumire, de mărturisire și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, și Dumnezeul nostru care locuiești în cer preanalte, Stăpânul cerului și al pământului, Doamne, Dumnezeule Sfânt și Mare, Creatorul întregului Univers, acela care ai îngăduit viață și sănătate în trupurile noastre de lut, Doamne, până în momentele acestea de față. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru jertfa din dealul Golgotei, pentru bunătatea care ți-a arătat-o față de noi, omenirea. Doamne, Dumnezeu mântuirii noastre, că l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos să vină jos pe pământul acesta să moară pentru vina păcatelor și a fără de legilor noastre, ca prin jertfa Lui, prin sângele Lui să avem iertare de păcate. Îți mulțumim pentru aceasta. Venim înaintea Ta fiecare din noi și ne cercetăm starea noastră, Doamne. Suntem oameni de pe pământ, Doamne, care greșim, Doamne, de multe ori. Te întristăm, te supărăm, Doamne, prin nevegherea noastră, Doamne, prin neatenția noastră, Doamne. De aceea te rugăm în dimineața aceasta, ne iartă la fiecare în parte, Doamne, vorbirea noastră, gândirea noastră, privirea noastră, Doamne, faptele noastre care nu au fost bune, nu mai ține seama și nu-ți mai aduce aminte, Doamne. Te rugăm așa cum spune cuvântul Tău, șterge toate fără de legile noastre, Doamne, și scrie în dreptul nostru iertare la fiecare în parte. Apoi mă rog în dimineața aceasta, binecuvintează frații și surorile care sunt împreună cu noi, lasă cercetarea Duhului Sfânt peste orice inimă, Doamne, care este în locul acesta. Și slujirea noastră, Doamne, pentru lauda numele Tău, Doamne, să fie privită înaintea Ta ca o jertfă de un bun miros și plăcut, Doamne. Te rugăm frumos pe Tine, binecuvintează în dimineața aceasta, Doamne, și pe frații și pe surori care nu sunt împreună cu noi, nu au putut veni, Doamne. Sunt frații și surorile noștri care sunt la locul de muncă, Doamne, alții sunt în călătorie. Te rugăm să-i păzești, să ocrotești în numele Domnului Hristos de orice păcat, Doamne, de orice fără de lege, de orice, Doamne, s-ar putea întâmpla rău, Doamne, în viața lor, Doamne, ajută-i să trăiască, Doamne, frumos, Doamne, acolo unde sunt ei, Doamne, și la locul de muncă să dovedească că sunt copii ai Tăi, slujitori ai Tăi, Doamne, pe cei care sunt în călătorie, ocrotește de primejdie, de nenorociri, Doamne, și ajută-i să ajungă sănătoși fiecare acolo unde s-au pornit, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, binecuvintează slujitorii Tăi, Doamne, cei care, Doamne, rostesc numele Tău, Doamne. Te rog în dimineața aceasta, binecuvintează pe fratele păstor Raș, Doamne, acolo unde este el, Doamne, în călătorii, Doamne, unde este plecat el, lasă Duhul Sfânt, Doamne, peste el și Tu să-l întărești în lucrare, să-l sprijinești, Doamne, să-i dai izbăvire, să-i dai ajutor de la Tine, Iisus, Doamne, Duhul Sfânt să-l însoțească, Doamne, și Tu să binecuvintezi, Doamne, întreaga lui familie, soția lui, copiii lui, Doamne, fiecare, Doamne, să fie ocrotit de Tine și te rugăm pe el, Doamne, să-i dai putere în slujire, în lucrare, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, să ajungă la inimile oamenilor, Doamne, și oamenii să primească cuvântul și să se șerteze înaintea Ta și să vină la pocăință, Doamne, și să Te primească pe Tine ca Dumnezeul cel Sfânt și adevărat, Doamne. Mă rog în dimineața aceasta, Doamne, binecuvintează și pe fratele Ghiță Vaipan, Doamne, casa lui, familia lui, Doamne, în bunătatea și în dragostea Ta cea mare, Doamne, adu mângâiere în casa aceasta, în familia aceasta, Doamne, și Te rugăm, întărește-L pe fratele Ghiță, Doamne, în trupul lui, Doamne, în mădularele lui, Doamne, dă-i putere și întărește-L, Doamne, în lucrarea Ta, Doamne, să vestească cuvântul Tău, Doamne, să Te mărturisească pe Tine, Doamne, și Tu, Doamne, să primești slujirea lui, Doamne, la tronul Tău de milă și de îndurare. Mă rog pentru sora Rodica, Doamne, să o întărești pe ea, Doamne, dă-i putere, Doamne, în mădularele, Doamne, binecuvintează trupul ei cu sănătate, Doamne. Noi știm, Doamne, că și mamele, Doamne, au suferit și sufere mult, Doamne, de pe urma nașterilor, Doamne, și de pe urma copiilor, Doamne, învățându-i, crescându-i, Doamne, în frică și în temerile Tău, Doamne, Te rog, Doamne, primește, Doamne, viața ei, Doamne, care și-o dedicat-o, Doamne, pentru copii, Doamne, pentru familie, Doamne, și pentru numele Tău, Doamne, ajută, Doamne, că acum să simte, Doamne, mângâierea Ta, Doamne, în clipile acestea și în momentele acestea, întărește-o Tu, Doamne, și sprijinește-o și Te rugăm frumos pe Tine, Doamne, să aduci, Doamne, mângâiere în familia aceasta,
frați, Doamne, și surorile lui Silva, să lui Silvi, Doamne, să interesezi pe ei, să-i sprijinești în lucrare, Doamne, și pe ei, Doamne, să le dai izbăvire și ajutor la Tine de sus, Doamne. Mă rog, în dimineața aceasta, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, și lucrarea lui Sora Olta, care o face pe grupul acesta de rugăciune, Doamne, lasă Duhul Sfânt să o însoțească, Doamne, și zădărnicește planurile celor rău și nimicește, Doamne, lucrările diavolului, Doamne, și duhurile, Doamne, care se abat, Doamne, și caută să pună piedici, Doamne, pentru ca noi, Doamne, să te mărturisim pe Tine și să putem, Doamne, spune și celor nemântuiți, Doamne, despre bunătatea Ta, despre jertfa Ta, Doamne, zădărnicește, te rugăm, și nimicește planurile celor rău. Dă-i putere lui Sora Orta, Doamne, în slujire, dă înțelepciune, pricepere, Doamne, și lasă Duhul Sfânt să o însoțească. Apoi ne rugăm, Doamne, pentru frații, Doamne, care vor veni, Doamne, să vestească cuvântul Tău, Doamne. Mă rog pentru frate Cornel Micra, Doamne, dacă va veni să vestească cuvântul Tău, lasă Duhul Sfânt să-L însoțească în lucrare, Doamne, și Tu să-L sprijinești, Doamne, și pe noi, Doamne, să ne ajuți să fim aceia care să rămânem cu Tine, Doamne, și lângă Tine, credincioși, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi, Doamne, ne credeți în mâna și în brațul Tău și rămâi cu noi, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhul Sfinte. Amin. Amin.